e-book-ul s-a născut în secolul trecut, în 1971, când un student american avea acces la un calculator, pe vremea calculatoarele erau cât camera asta și aveau o putere de procesare mai mică decât acest telefon. Și de 4 iulie s-a dus să-și ia ceva de mâncare de la magazin și a primit o copie a Declarației de Independență a Statelor Unite. Și a avut o idee genială atunci. A cules-o pe calculatorul universității. Apoi a cules Biblia, apoi a cules operele lui Shakespeare. Acest om pe nume Michael Sternhardt a murit acum 2 săptămâni și a lăsat în urmă 33.000 de cărți în format electronic în 60 de limbi. Este o contribuție extraordinară la nivelul pentru cultura mondială. De ce? Pentru că această carte în format electronic are un avantaj extraordinar. Scapă de timp și spațiu. În momentul în care ai nevoie de o carte, trebuie să o cauți în librărie, trebuie să o cauți la bibliotecă. În formatul digital, ai acces aproape instantaneu. Dacă deci așa de să rezințate. Și a doua întrebare dură. De ce numai în e-book? În EPUB? Pentru că cei care au Kindle nu pot să citească. Mă rog, trebuie să facă niște eschibiții, niște aprobații clasă întâia. Nu pot să facă. Da, pierdeți piață. Pentru că suntem pe un trend care înseamnă reduceri de personal. O să produci alt tip de carte înseamnă nu, aici e o problemă tehnică. Să instruiești oameni, să instruiești. Aici să vă răspund eu de privința Kindle. Este pur și simplu o dificultate tehnică din rațiuni ce nu ne sunt la îndemână. În sensul următor, noi putem foarte bine să le vindem în format mobil. În schimb, nu le putem vinde în format mobil securizat. Pentru că Amazon este o corporație care operează pe modelul propriu. S-a distanțat de formatul standard internațional, care e formatul EPUB. S-a distanțat de soluția folosită de toți ceilalți pentru securizarea cărților. Care ne permite să vindem cărțile astea compatibile cu mai multe dispozitive. În schimb, ei nu licențiază nicio tehnologie pe care o folosesc. Astfel încât pentru a vinde cărți securizate pe Kindle, tot ce poți să faci este să te rogi de Amazon să ți le vândă. Noi suntem deja în discuții avansate cu ei, astfel încât cărțile în limba română să devină disponibile pe Kindle, prin intermediul lor. Din păcate, limba română fiind una destul de puțin interesantă și puțin importantă pe glob, nu suntem chiar pe lista de priorități, să zic așa. Astfel încât facem toate eforturile, dar nu avem nicio garanție. Ei, în momentul de față, au intrat destul de puternic în Europa, dar abia luna viitoare vor intra în Franța. Ca exemplu, abia au intrat în Spania, în Germania au intrat de ceva vreme, dar iarăși tot este de dată recentă. Și în momentul în care vom avea acordul lor că limba română e suportată pe toate dispozitivele, pe toate platformele, în acel moment vom face și pasul. Da, în autobuz, când poți cu o singură mână, cu una te ții și cu una poți să manevrezi. Nu trebuie să-mi scot ochelarii, domnule, e... 50% și după aia trebuie să te plimbi cu lupa pe ecran. Asta pentru că le-ai un format PDF. Necurcoa? Îmi măresc caracterul până atâta și nu îmi scot ochelarii și pot să mă uit așa. Și dacă nu bag aia condiționat, mai grav, e pericol că dacă... E adevărat că pot să am 3.000 de volume, deși trebuie să fiu așa mai mult. Dar poți să și pierd 3.000 de volume deodată. La coborâre din nou. Mare de linii. Nu le veți pierde, pentru că puteți să le descărcați și de pe Elefant și de pe Amazon. Puteți să le descărcați. Deci volumele nici nu pierd, pentru că să le aveți în contul de utilizator întotdeauna. Bun, acum sigur, noi am și pe computer în ipoteza în care, că mi s-a întâmplat să scap de sub braț și n-a pățit nimica, dar putea să pățească.